Salutare tuturor, eu sunt Stunter și bine v-am găsit la un nou gameplay, de data aceasta cu Twisted Fate. Asta este un match destul de interesant, un match mai vechi, deci nu o să mai știu chiar tot ce se întâmplă, dar voi încerca să analizez cât mai bine match-ul și să vă explic ceea ce trebuie să faceți voi cu Twisted Fate, ca să vă descurcați cât mai bine. Voi aranja acum jucătorii. Așa. Cred că așa-i. Nu mai știu la noi cine era pe bot. Cred că Teemo și MF. Și Alesini pe top, Darius jungle. Ok, cred că așa-i. Bun, am început cu Doran's Ring și Health Potion, două Health Potion. Vă recomand startul ăsta dacă nu sunteți contra cineva care credeți că vă face probleme, dar de obicei încep cu Flask și încă 3 puțiuni de viață. Puțin de mana nu prea aveți nevoie, deoarece aveți W-ul. Aici am fost cam prost pentru că am luat damage de la minion și mi-a dat și el destul de mult damage, dar nu a reușit să mă omoare și după nu cred că să mă mai bag pe el atât de tare. Pe Twisted Fate eu maximizez Q-ul și Q-ul este cel mai bun, adică dă cel mai mult damage dintre toate skill-urile lui, pe AP cel puțin. Vă recomand să băgați la început un punct pe W, după aceea două puncte pe Q, iar apoi să băgați și în E, deoarece uneori vă ajută. Cel mai nașpa contra Ziggs mi s-a părut că bombele alea îți dau un slow destul de mare și asta chiar a fost destul de nașpa. Aici îmi dau flash, stun, ignite și fac first blood-ul. Nu cred că s-a așteptat să fac chestia asta. Cu Twisted Fate trebuie să faci harass cât mai mult și când vezi că ai o posibilitate de a face kill, încerci să-i dai stun și să îl omori. Mă dau în spate pentru că nu știu unde se află Maokai și nu aș fi vrut să mor. Ce build vă recomand eu? Nu știu dacă build-ul ăsta l-am folosit în meciul ăsta, dar cel mai indicat build ar fi să vă faceți Zhonya's, apoi Lich Bane, buții îi luați de penetrare magie, Sorcerer Shoes, parcă se cheamă sau ceva de genul, apoi vă cumpărați un Rabadon, după un Void Staff și la final, aici este alegerea voastră, puteți să vă luați ori Abyssal Scepter, ori Deadfire Grasp, ori dacă nu vă place să jucați full AP și vreți ceva viață, puteți opta pentru un Relay sau chiar Wurmug, sau dacă nu puteți face Liandry. Deci ca ultim item sunt multe soluții. Eu în meciul ăsta am început, mi-am luat cristalul acela de mana pentru că vreau să fac cât mai repede Lich Bane-ul și îmi trebuia pentru Sheen acel cristal. Hai să mărim din nou viteza. Da, trebuie să farmați cât mai mult cu Twisted Fate. Nu am farmat eu perfect, dar cam asta vă indic să faceți. Și de câte ori aveți ocazia să dați un Q, un adversar sau chiar și hituri, nu ezitați să o faceți. Pentru că dacă nu-l harasați, nu aveți cum să îi dați un burst, să-l omorâți de la viață full. Chiar este foarte greu. Iar la level 6 trebuie să căutați neapărat să mergeți ori pe bot, ori pe top. Pentru că să ajutați lane-ul și așa puteți lua și un kill. Aici încercam să-l prind pe Ziggs pentru că era și Darius în tufă, dar nu am prea reușit chestia asta. Dacă aveam flash, îl omoram. M-am dus cu ultimata pe lânturetă, dar am fost cam prost. Și mi s-a mutat și camera. Aici am vrut să îl omor. Chiar nu știu de ce am făcut chestia asta. M-am dus pe lânturetă ca prostul. Asta a fost o fază foarte proastă. Nu vă recomand să faceți asta. Mi-am și irosit ultimata cu care aș fi putut face un gank. Dar asta e, am fost cam greedy. Și i-am dat un kill aici, deci din greșeală învățați. Acum ați văzut la mine să nu faceți și voi chestia asta. Da, eu acum nu știu ce încercam să fac, dar sunt de blue
Și vreau să mă răzbun pe el, vreau să-l omor pe Ziggs. Vreau să-i arăt că nu-i mai bun decât mine, că mă omor din prostia mea, nu e el mai bun. Încerc să-i fac haras. Cartea care dă cel mai mult este cartea albastră, aici îl omorâm cu ajutorul celor de pe bot. Și vă recomand să faceți haras cu ea, pentru că nu pierdeți nici mana. Dacă vreți să dați slow, puteți folosi cartea roșie. Aici zic că am mai să se dea înapoi, pentru că nu am nevoie ca ea să-mi pușeze lane-ul momentan. Mă dau și eu înapoi. Am deja Shen, Boots și Doran-ul. Cred că nu, nu am destui bani, cumpăr doar un ward. E foarte bine să vă cumpărați ward-uri. Deci când jucați mid, nu ezitați să vă luați ward-uri. Acum cred că mi-am luat doar unul, dar de obicei îmi iau chiar și două. Și cele mai bune locuri ca să puneți un ward este... Ia să vedem dacă se întâmplă ceva acum. Îi dau stun, Q și las. Deci aici e bine să puneți ward în partea asta. Deci nu vă puneți neapărat în tufe, pentru că au timp să vină pe voi. Ok, cred că l-am omorât aici. Da, l-am omorât. I-am dat slow, al patrulea hit sau al treilea cât o fi la E și Ignite-ul și-a murit. I-am arătat cine e șeful. Deci aici să puneți ward. Și aici. Sau puteți în partea asta, dar cred că aici este mai bine. Asta dacă sunteți în partea de sus. Dacă nu, la fel, puneți aici. Dacă sunteți în partea de jos, puneți aici. Și aici. Sau puteți pune în părțile astea, aici și aici, dar nu știu că este o idee bună. Acum a decis să merg pe top. Cătălin Web, care era cu mine în match, intră pe Vladimir. Mă duc și eu, dar mi-am cam pierdut stun-ul, m-am dus cam prea departe. Nu știu sigur dacă l omorâm. Îmi vine stun-ul, Lee Sin îl împinge, dar reușesc să-i dau stun-ul și moare. A fost o fază cât de cât ok. Trebuia să vin cu ultimata mai aproape, dar mă gândeam că o să scape. Acum văd că avea Ghost. Nu cred că știam că avea Ghost, că poate dădeam fix lângă el. Credeam că are Flash și dacă dădeam fix lângă el, putea da Flash și atunci am scăpat mult mai ușor, dar e bine că a murit, nu muri nimeni de la noi. Echipa noastră conduce, acum puteți vedea la Gold. Noi avem o turetă, cea de pe bot, ei nu au niciuna. Mi-am terminat Lich Bane-ul, hai să mărim viteza. Și da, aici încerc să nu-l las în pace pe Ziggs. Harass-ul e cel mai important pe Twisted Fate. Aici cred că-l omor în turetă, da, nu-mi pasă de el. Blitz-ul nu reușește să mă prindă, îi dau și lui stun. Vrea să mă omoare, dar nu poate. Apoi vreau eu să-l omor, dar nu pot. Ok, spargem tureta și cred că îl voi prinde aici pe Blitz. Dau stun, îl omor pe Vladimir și îl omor și pe Blitzcrank. Un double kill foarte bun și foarte ușor. Deja scorul meu este 7-1. Pot să zic că m-am fidat destul de bine. 5.8K gold, un avantaj foarte, foarte mare, mai ales față de Ziggs, am cu 3K aproape mai mult ca el. Ce item mi-am luat? Mi-am luat chestia asta care dă 80 AP, Needlessly Large Rod, ok, nu-i spun niciodată pe nume. Și cred că voi merge pe un Rabadon sau pe Zhonya. Am observat că am mai jucat niște meciuri, este un meci mai vechi. Am mai jucat meciuri cu Twisted Fate și vă recomand să faceți Zhonya mai repede, printre primele două iteme, pentru că vă ajută foarte mult pasiva, mai ales dacă faceți un gank sau dacă vreți să inițiați un teamfight cu ultimata, vă duceți, morți de carry-ul și vă dați Zhonya sau îi dați măcar stun și vă dați Zhonya ca să poată veni echipa voastră și să vă ajute. Și da, puteți face o treabă foarte bună cu Zhonya, mai ales dacă știți cum să dați. Dacă nu vă place și nu sunteți obișnuiți să folosiți pasiva de la Zhonya, atunci Rabadonul este cel mai bun pentru voi. Acolo mă duc după, cum îl cheamă, Maokai, l-am prins și l-am omorât. Acolo echipa mea face un kill, dar eu nu i-au assist din păcate. Încerc să-l prind pe Blitzcrank și cred că îl voi prinde. Da, îl omoară
Darius sau nu? Nu, nu-l omorăm. A, ba da, îl omor cu hemoragia, dar omori și el. În acest moment vreau să-l omor pe Ziggs, care este mult în spate și nu cred că are ce să-mi facă mie. Îl omoară Timo până la urmă. Scorul meu 8-1-2. Meciul ăsta este ca și câștigat. Da, trebuie să știți să faceți haras, să știți cum să dați ultimata, cam astea sunt chestii pe care trebuie să le învățați pe Twisted Fate. V-am spus un build la început care îl recomand. De asemenea, aici da, au venit ei gangbang pe mine să mă omoare. Ce aș putea să vă mai spun? Maestri și rune, păi maestri le am 2109, maestri default pentru AP. Și rune am ale roșii sunt de Magic Pen, ale galbene de armură, iar cele aici erau un teamfight, am intrat și l-am urât pe Vladimir. O urmăresc și pe MF, MF-ul nostru stă în tufă, MF-ul lor e chioară, intră înapoi în tufă, dar vin repede, prind stun-ul, îi dau stun, Q și moartă. Și să revenim la rune. Deci, alea roșii Magic Pen, alea galbene armură, alea albastre Magic Resist și chintesențele de AP. Astea sunt cele mai bune rune pentru AP. Cel puțin așa spun eu. Și da, cam astea ar fi runele și maestriile. Să încercați să folosiți ultimata cât mai mult la cât mai multe gank-uri, mai ales pe bot. Eu nu cred că m-am dus meciul ăsta pe bot, m-am dus decât pe top. Pentru că eram pre-made cu Cătălin Web care era pe top și am vrut să-l ajut. Și da, să văd dacă mai pot să vă explic. Nu știu dacă aș mai avea ce să vă mai explic în plus. Da, faceți multe kill-uri, v-ați fi dat, n-aveți altceva ce să faceți decât. Acum este o chestie de timp până se termină meciul. Cred că am să mă mai mor de câteva ori. Cred că o să mă mai prindă ieri, dar scorul meu 12-2 deja e cam câștigat pentru mine. Ok, aici MFM scapă. Da, am zis că start bun ar fi flescu și 3 poțiuni, acum am amintit, dar puteți folosi și boost și 4 poțiuni dacă sunteți contra un mid care se folosește mult de skill shot-uri. De exemplu, Karthus ar fi bun contra Karthus sau contra Syndra ar fi bine să începeți cu papucii. Dar și flescul este o idee bună pentru că vă dă sustain și o să rezistați împotriva lor 100%. Cel mai greu vă va fi contra Zed, Kha'Zix, Diana și Ahri. Deci contra ei va fi foarte, foarte greu. Contra ei veți avea nevoie de jungler să vă ajute, să vă facă neapărat gank până fac ei level 6, căci dacă prind level 6 și nu îi omorâți măcar o dată, atunci treaba va fi foarte grea, nu le veți mai putea face nimic și cred că o să muriți. Deci să aveți grijă când jucați contra Zed, Ahri, Kha'Zix sau Diana, ăștia sunt cei care vă dau counter cel mai urât. Și da, trebuie să fiți atenți să vă ajutați echipa cât mai mult. În teamfight, vă recomand să vă folosiți ultimata, să mergeți lângă AD Carry. Dacă aveți un build bun, îi puteți da chiar one shot, îi prindeți stun-ul, dați Q-ul și un hit și ar trebui să moară. Și da, cam atât am avut de spus. Nu știu dacă mai am altceva de spus. Acum urmărim doar meciul care l-am cam lungit. Cam așa facem noi când jucăm.
ok, acolo îl omor pe Timon, nu avea cum să scape, MF2 ultimată proastă. Am încercat să omor și pe MF2, n-am reușit și am murit până la urmă. Ok. Hai că putem mări viteza. Ok, urmează foarte multe fight-uri în care noi îi batem și da, nu prea reușim să facem push și se termină meciul. Puteți vedea că mai sunt mai mult de 10 minute, așa că haideți să dăm pe la final, să vedem ultimul team fight. Haideți mai înapoi că văd că sunt morți fratele ei. Mă, și aici sunt morți și mai mulți. Ok, aici. Bun, aici suntem toți vii și de la noi și de la ei. Aici cred că va fi aproape ultimul teamfight. Să vedem ce o să se întâmple. Aici îl prind pe Vladimir și îi dau chiar one shot. De fapt m-a prins Blitz și a scăpat Vladimir, dar mi-am dat ultimata după el și l-am omorât, pentru că el era mai important decât Blitzcrank. Echipa mea face kill pe Ziggs și pe MF. Eu decid să mă dau înapoi, văd că aici am murit, m-a omorât Maokai. Dar cred că moare Maokai sau nu moare. Sau bă da, facem MF double kill, ok. Ace, sunt morți toți, de fapt s-a reînviat MF, trebuia să spună și Ace totuși. Vine și Ziggs, fac un kill, adversarii nu renunță, deși dacă aș fi fost în locul lor aș fi dat surrender. Goldul este avantaj foarte mare, puteți vedea. Și în acest moment chiar nu mai aveau ce să facă. Ok, hai să vedem. Nu mai știu dacă am făcut și baronul. Ba da, uitați acum, cred că fac baronul sau nu. Nu mai țin minte. Se pare că nu-l facem. Sau ba da. Ba da, facem baronul. Chiar dacă vine Blitzcrank, noi l-am făcut foarte repede, deci nu ne păsa de ei, dacă veneau îi băteam oricum. Aici îl prindem pe Ziggs, moare instant. Scorul meu 22-7, am murit de multe ori după. Prindem și pe MF și pe Maokai. Aici Vladimir o reușit să scape cu balta, dar îl omorâm pe Blitzcrank. Și dacă aș fi fost mai aproape să dau stun-ul, ar fi murit și Vladimir, care totuși cred că moare, sau nu. Nu cred că moare, dar da, asta a fost meciul. Un meci bun, sper că v-am explicat cam ce trebuie să faceți cu Twisted Fate. Sper că a fost mai scurt decât celelalte, că la alealte m-am lungit cam mult. Și da, cam atât am avut de spus. Sper că v-a plăcut acest videoclip, dacă da, nu uitați să dați like și ne vedem data viitoare.